Bună seara! Astăzi vă prezint un nou episod din serialul intitulat Cum se falsifică probe și dosare la DNA Ploiești, unitatea de elită. Aceiași procurori DNA Ploiești, respectiv Mircea Negulescu zis Portocală și procurorul Savu Alfred, tot din DNA Ploiești, au măsluit probe și în dosarul lui Sebastian Ghiță legat de alegerile parlamentare din anul 2012. Veți auzi în următoarea înregistrare cum la DNA Ploiești, în aceeași încăpere, sunt aranjate de către cei doi procurori DNA și polițistul judiciar declarațiile luate de la 5 martori din dosarul lui Ghiță. Aceste declarații erau folosite pentru a inventa situații nereale și din acest motiv veți auzi cum erau atribuite identități protejate care să permită așa zișilor martori amenințați să mintă ceea ce își doresc procurorii și la cererea acestora în legătură cu lucruri pe care nici măcar nu le cunoșteau. Fac mențiunea că toți acești martori inventați au fost folosiți și în dosarul familiei Cosma și prin aceeași metodă li s-a acordat identitate protejată pentru a susține minciuni și fapte nereale. Mai mult, la cererea de arestare folosită împotriva lui Mircea Cosma, s-a utilizat acest tip de declarații de martor protejat, măsluite și inventate. Voi prezenta o poză din cererea de arestare a lui Mircea Cosma. În continuare, în această înregistrare, veți auzi cum un martor așa zis protejat este audiat atât cu identitate reală, cât și cu identitate ascunsă în același dosar, de față cu alte 5 persoane, pentru ca în final declarațiile să fie foarte bine sincronizate. Prezint acum prima înregistrare. Deci eu prin dosarul ăsta vreau să dovedesc ceea ce e realitatea, da? Realitatea că Sebastian Ghiță este un spălător de bani, da? Păi nu asta e! Și nu pierd, că vreau să mă ajung să-i valim. Discuția adevărată care să face discuția adevărată, două părinții fiecare cere de zi. Da. Avem a doua variantă. Ieșim toți afară și audiază-ne pe fiecare în parte. Da. Și a treia variantă, fă ce vrei tu. M-am săturat și doar. Ce vrei tu? Potrăți-vă voi, frate. Se întâlnă, vină în coar, altfel. Că se întâlnă la cu tigăi. Păi, hai în coar. Deci, bă, frate, bă, deci tu spui așa, da? Că erai administrator la da? La m***a, da? Nu. Îmi spui la vedere că da. Sorin Chirilă, da? Da? A venit la tine să zică, bă, vreau să cumpăr tigăi, nu? Da. Dar el ți-a spus că de fapt are tigăi, le avea nevoie doar de o factură, nu? Nu mi-a spus că le are deja tigăi. Dacă îl pui să zică asta, l-ai făcut când l-ai împachetat spălare și l-ai investat. Poți. Nu l-am chemat pe Sorin Chirilă, că îl chemă la respect. M-ați înțeles? A fost de la început. Nu, n-a fost de la început. Discuția este foarte clară. Dacă se ia de la coadă, la cap. Eu confirm că cine are de ce să dea spoacul pe ei? Ce treabă aici? Deci eu pot să dau... Monica, de ce să dea spoacul pe ei? Okay. Care sunt problemele? Cele două dau la liber. Care e bună? Ești martor și te întreb, uite bă, uite asta e situația și tu spui asta. Vezi tu vreo sezizare în dosarul ăsta făcută de tine? Bine, hai să facem altceva. Zi. Spune că au avut bani la tătărare. N-are nicio problemă. Mie perpendicular. Nu am văzut niciodată nici măcar salut cu Sorin Chirilă și nu pot să declar eu că am luat banii de la alea așa și i-am dat lui Sorin Chirilă că nu-l cunosc. Și ăsta e adevărul. Eu când auzeam la Sebichiță mi se făcea eu... Și atunci, discuția e aici, cum să pune sau să pupe declarațiile, să facem să ne apucăm să scriem o declarație. La vedere, așa. Trebuie să-mi spui că niciodată voi nu ați furnizat tigăi lui Mediafanta. Eu spunem sub acoperire chestia. Și știi de ce? Și la ce spunem? Ce are dreptate? Să-i luăm acum la vedere lui și urmai un protejat tot aici. Deci, el poate să spună sub identitate protejată. Că i-a zis ăsta, bă, cumperi de la cadou. Da. Bă, nu, o identitate reală.
Spune că s-a trecut Sorin Chirilă, nu? Ce vrei tu să spui pe identitatea lui? Vreau ca să și reiasă adevărul, că mie nu mi-a zis Sorin Chirilă, du-te la Cadoc. Eu zic adică altceva, tu o să faci o cerere că nu poți să declară pe bune, că ți-e teamă de nu. Și aia să spune exact că ăla a venit să-i cea o factură și că niciodată nu i-a livrat idei că n-avea de unde. Nu înțelegi? E ok. Așa, nu? Adică ne... Nici mai... Să ajutăm mic. Veți auzi în acest al doilea fișier audio cum martorul încearcă să spună adevărul, dar este forțat să mintă și declarația este consemnată în modul în care își dorește cei doi procurori DNA. Martorul spune procurorilor că nu îl cunoaște pe un anume Sorin Chirilă, însă declarația măsluită de procuror se consemnează în modalitatea ca și cum l-ar cunoaște pe numitul Sorin Chirilă și că i-a dat bani în mod direct și personal. Prezint acum al doilea fișier audio. Asemenea bunul, respectiv tigă. Bun. În perioada campaniei electorale desfășurată pentru alegerile parlamentare organizate în anul 2012, am fost contactat de numitul Chirilă Sorin Adrian, pe care îl cunoșteam și despre care știam că este reprezentantul societății Media Fanta din Sorți. Cu ocazia discuției purtate cu acesta, mi-a propus să emit o factură în numele societății comerciale către societatea sa, Media Fanta din Sorți, motivând cererea sa de faptul că deține mai multe tigăi pentru care că deține mai multe tigăi pentru că nu are. Nu iar deține. Și are nevoie de o factură cu care să justifice proveniența acestor. Cu aceeași ocazie, Chirilă Sorin mi-a indicat pe de o parte ce valoare ar fi trebuit să aibă factura emisă și pe de altă parte mi-a indicat faptul că în cadrul aceleiași relații comerciale, eu la rândul meu, respectiv societatea administrată de mine, urma să primească o factură emisă de societatea comercială Cadoc Interpres, având aproximativ aceeași valoare și același obiect de furnizare de bunuri, de respectiv tigăi. Chirilă Sorin m-a asigurat despre faptul că urmare discuției purtate va primi în cont valoarea facturii emise, lucru care s-a și întâmplat. La rândul meu, din întreaga sumă astfel primită în cont, o mare parte, mai puțin un comision de circa 1-2% din întreaga valoare facturată, urma să o virez, tot la indicația lui Chirilă Sorin, în contul așa zisului furnizor, SC Cadoc Interpres. Despre acest circuit bancar, cunosc faptul că banii respectivi au fost scoși în numerar din contul lui Cadoc, au fost aduși în această formă la birourile din Comuna Tătăran, de unde au fost ridicați de Chirilă Sorin. Nu, am fost de acord cu propunerea lui Chirilă Sorin. Fapt pentru care, așa cum stabilisem cu acesta, am emis o factură către SC Media Fantasy, concomitent cu primirea unei facturi emise de SC Cadoc. Nu am văzut niciodată nici măcar salut cu Sorin Chirilă și nu pot să declar eu că am luat banii de la așa și i-am dat lui Sorin Chirilă că nu-l cunosc. Și ăsta e adevărul. Eu când auzeam de sevichiță, mi se făcea eu... În 2012 am fost contactat de numitul Chirilă Sorin Adrian, pe care îl cunoșteam și despre care știam că este reprezentantul societății Media Fanta din Sorți. Nu am văzut niciodată nici măcar salut cu Sorin Chirilă și nu pot să declar eu că am luat banii de la așa și i-am dat lui Sorin Chirilă că nu-l cunosc. Și ăsta e adevărul. Eu când auzeam de sevichiță, mi se făcea eu... Banii respectivi au fost scoși în numerar din contul lui Cadoc, au fost aduși în această formă la birourile din Comuna Tătăran, de unde au fost ridicați de Chirilă Sorin. Nu, ce nu, pentru asta nu e așa.
În cea de-a treia înregistrare pe care am să o prezint, veți auzi cum procurorii DNA Savu și Negulescu ticluiesc datele declarațiilor și antedatează denunțuri și acte din dosar. Toate aceste lucruri au fost făcute încălcându-se mai multe legi penale, cu scopul de a bloca posibilitatea celor incriminați pe nedrept și cu probe false să se poată apăra. Prezint acum cea de-a treia înregistrare. Ce? Dar nu facem, dar semnează. Dacă ai, stai să semnezi cu al vostru. Că aici scrie în dată în fața noastră și ne semnăm acolo. Da? 13.04? Da. 2016? Da. Păi, până la urmă, de ce ai zis 12 a 4-a? 12, 13. Ceva? În ordonanță? În 12 a 4-a e înregistrat. De ieri. Asta zic eu. Și atunci când e? 12? Când am sesizat, până și 7. Păi nu, dar acum cum e? Contează că l-ai înregistrat. Ah, 7, da. Aici ai scris că ne-am sesizat la 12. Păi 7 ne-am sesizat. Nu contează că l-am înregistrat. Asta mă duce. Ai fost sigur, dar n-ai fost. Bine, ai scris 7? Păi și cum scris? Zic că mai scoate o dată. Nu, mai dă regulă asta, că îl facem cu tot. Bun. Am dus fac cererea, da? Da. Adică și ordonanța tot din... N-are cum să fie din 7 ordonanța. Cât mai rău? Asta e. Ce ordonanță, domnule? Ordonanța de atribuire o faci cu data de astăzi. Da, da. La finalul acestui episod, vă rog ca împreună să revedem interviul lui Răzvan Alexe, martor folosit atât cu identitate reală, cât și cu identitate protejată, care a dezvăluit public adevărul încă din luna septembrie 2017. Dar cu toate acestea, nimeni nu a verificat și nu s-a sesizat până în acest moment în legătură cu aceste activități infracționale comise de procurorii din cadrul DNA Ploiești, unitatea de elită. Denunțuri, dacă vă referiți la denunțurile care se spune în presă că le-am făcut împotriva familiei Cosma, eu n-am făcut niciodată un denunț împotriva familiei Cosma. Eu, mai ales al lui domnul Mircea Cosma și al lui Vlad Cosma, n-am dat niciodată o declarație contradictorie împotriva lui Mircea Cosma. Ba mai mult, în declarația mea care am dat-o în fața instanței, la completul de 3 la ICCJ, am spus foarte, foarte clar că eu lui Mircea Cosma nu i-am dat niciodată bani. Mi-a spus că dacă fac, zic, ceva efervescent de familia Cosma... Mai exact cum v-a spus? Foarte clar, a spus așa, ha, 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 dacă îmi spui ceva foarte, foarte efervescent de Vlad Cosma sau de Mircea Cosma, s-ar putea să nu te cazăm la hotel la Câmpina. Adică se refera la arestul preventiv, care, sediul arestului preventiv, este în localitatea Câmpina. Nu aveam ce să spun efervescent, nici nu știam bine despre ce e vorba. În timpul arestului au fost denumerate presiuni ca să dau declarații despre Mircea Cosma și despre Vlad Cosma. Cu acea identitate protejată? Identitate protejată, la un moment dat... Ce mod azi? Vă dau identitate ca să ce?
Dacă spuneți minciuni, să nu se afle că e de la dumneavoastră sau cum? Identitățile protejate au apărut în varianta în care eu aș trebui să declar o ceva care era nereal și ca să nu știe lumea că eu sunt cel care declar nereal și se poate apăra, îmi dădea o identitate protejată să poată să... declarația să nu fie combătută în instanță. Domnul procuror Negulescu a avut, în timp ce arestează lumea, îi place să facă niște glume. Cânta așa, melodios, că l-arestez pe Răzvan Alexe, gata, l-am arestat pe Răzvan Alexe, sunt cu o gheară băgată în Vlad Cosma, mă cațăr până la domnul Mircea Cosma și de acolo mai am un pas și sărăm patru pisici, pisica fiind Andreea Cosma. Și pe mine cred că au încercat să mă folosească foarte mult pentru a-l dărâma pe Mircea Cosma, care la vremea respectivă era președintele Consiliului Județean.